Vă mulțumesc și dați-mi voie să explic pe larg, dar foarte scurt, semnificația evenimentului de astăzi și mâine. Sărbăm numai 25 de ani de la înființarea Asociației Comune de România, sărbăm și 30 de ani de la primele alegeri democratice din februarie 1992. Dau cuvânt în continuare doamnei președinte Simona Bucura Oprescu. Vă spun și eu bună dimineața, mulțumesc pentru invitație, domnule președinte, domnilor miniștri, doamnelor și domnilor primari. Este o onoare și o bucurie pentru mine să fiu astăzi la adunarea generală a Asociației Comunelor din România în calitate de președinte al Comisiei pentru Administrație din Camera Deputaților, nu în ultimul rând în calitate de argeșancă, dar mai ales de om care a plecat din administrația publică locală, a ajuns în Parlamentul României și care lucrează în fiecare zi bine și foarte bine cu Asociația Comunelor din România și vă mulțumesc foarte mult. Particip astăzi cu interes profesional, dar în același timp cu plăcere la adunarea generală, fiindcă dumneavoastră sunteți un izvor de idei, un izvor de proiecte, un izvor de experiență. Fiecare dintre dumneavoastră reprezentați o lume. Reprezentați comunitatea de unde veniți, dar în același timp lumea aceasta complexă a administrației, a celor care în fiecare zi trebuie să ofere servicii publice de calitate pentru comunitățile pe care le au în administrare, dar nu în ultimul rând pe care trebuie să le reprezinte și cărora trebuie să le asigure tot ceea ce este mai bun. Dragilor, reprezentați comunele din România. Asta înseamnă că reprezentați satul românesc. Satul românesc înseamnă tradiție și este rolul și obligația noastră ca satul românesc să reprezinte și speranță. Fiindcă constatăm fiecare dintre noi că cea mai mare provocare pe care o are România zilelor noastre este faptul că România se depopulează. În fiecare zi constatăm că murim mai mulți decât ne naștem. Și atunci depinde de fiecare dintre noi să fim cei care reușim să dăm speranțe satelor de unde venim, să fim cei care îi facem pe cei care au plecat să se întoarcă acasă și să constate nu numai că vrem o țară ca afară, că este ca afară, aici, în România, datorită fiecăruia dintre noi. Satul ne-a oferit și oferă multora dintre noi și familiilor noastre identitate pe care o punem în valoare în relațiile dintre noi, dar și în relațiile pe care le avem cu partenerii noștri europeni și internaționali, atunci când fiecare dintre noi avem ocazia. Satul este inspirație și energie deopotrivă pentru fiecare om politic, dornic de afirmare și evoluție valoroasă, pentru fiecare om de administrație care este dornic să rămână și să facă pentru comunitatea sa, dar mai ales să fie foarte bun în tot ceea ce face. Despre programele de infrastructură, despre rezultate meritorii, dar și despre neajunsurile inerente, vom discuta cu toții în aceste zile aici la București. Vă vom asculta, fiindcă dumneavoastră sunteți cei care dați glas unei agende încărcate, dar binevenită și atent structurată. Astăzi, când Asociația Comunelor din România marchează al 25-lea an de activitate, vreau să vă transmit din partea Comisiei pentru Administrație Publică și Amenajarea Teritoriului din Camera Deputaților urări de sănătate, puterea de a face lucruri bune, un mesaj de solidaritate și o dorință de a pune accent, în primul rând, pe cooperare și, în subsidiar, pe competiție. Un gând specific de prețuire se îndreaptă din partea mea și către doamnele primar, pe care mă bazez că vor avea forța și delicatețea de a contribui din această postură la consolidarea dumneavoastră ca organizație reprezentativă. Vă doresc tuturor o reuniune de succes și felicitări sincere pentru munca dumneavoastră. Doamne ajută să ne revedem sănătoși
cu o administrație românească de care fiecare dintre noi să fim mândri și la care fiecare dintre noi am contribuit. Numai bine!